Bun, v-am făcut acum așa o schemă de principiu în mare ca să înțelegeți bine despre ce e vorba. Și pe tehnologie și pe organizare, cooperatistă sau capitalistă, SRL-uri. Am făcut aici, pe tehnologie, dacă puteți vrea, da? Se începe de la conservarea energiei, de la fenomenul central pe tehnologie. După care, da, echilibrul energetic. După care, aici și-au o să ai logicele ajutătoare. Cu distanța, cu relieful, cât mai drept, cât mai scurt, cât mai ușor, cât mai rezistent. Și continuați mai departe, în jos, că e multe. V-am dat logicele și cu derivatele de acolo, cu presiuni, cu toate alea. Bun? Bun, și hai să luăm treaba, da? Deci fiecare luată în parte, deci poate să fie doar distanța acolo. Ori amestecat. Da? Cât mai drept, cât mai scurt, cât mai ușor, nu? Amestecat. În funcție de obiectul de realizat, produsul de realizat sau operațiunea, nu? De realizat și ori folosit, deci și la folosire și la realizare, la producție. Ori în funcție de procedeul de realizare și de folosire. Da? Deci cu o mașină, cum o folosești la transport, un obiect, cum îl folosești să meargă bine, să fie foarte funcțional. Deci și un procedeu de folosire și acela de producție. E important. Da. După care, hai să luăm de exemplu, să luăm o elice la vapor. Vaporul are o elice pe desubt acolo care împinge tare apa în spate. Deci în funcție de forța aia de împingere în spate la apă, din coace împinge în față vapor, da? Deci trebuie să fie un echivalare, dar mai puternic în spate, împinsul ăla ca la apă în spate, ca masa la vaporul ce îl împinge în lateral. Știi, nu masa lui efectiv, ce împinge în lateral. Da? Și după care, deci luăm elicea, da? Deci să fie cât mai ușoară, e foarte important. Să fie cât mai rezistentă, da? Deci deja nu mai e luat în parte, e amestecat acolo. Da? Să fie cât mai... Aici n-am mai scris mai departe. Bun. Mai departe puteți să vă gândiți așa. Mai e logica unghiului acolo, da? Deci numai distanța, relief și alte de la... care acum nu contează. Nu? Deci e unghiul. Deci palelele sunt într-un unghi. Ca să cuprindă apa într-un fel, așa ca la un filet și să o împingă în spate. Deci au un unghi acolo, palele. Unghi care, săracul de el, câteodată mai are și șmecherii din aia care îl face mai mare sau mai mic în funcție de viteză, de viteza la rotația, la elice. După care vine și o suprafață acolo. Știți voi, derivatele alea. Da? Deci vine centimetru pătrat pe kilogram. Da? Acolo la suprafață. Și când e, da? Deci suprafața toată la elice plus unghiul. Deci acolo e o amestecare de treabă. În timpul funcționării, da? Suprafața plus unghiul, când face acolo amândouă luate și se împingă tare, da? Plus viteza, că e în dinamism acolo, da? Viteza ei în, nu știu, viteza de rotație. Vă puteți lua, nu metri pe secundă, pe rotație, viteza de rotație acolo. Unde și viteza de rotație, să vedeți că e și acolo o logică în ajutorul conservării energiei, da? Acolo e utilul. E, așa găsiți multe lucruri, multe elici. Elicea la elicopter face același lucru. Deci să aveți grijă că pe elice acolo așa aveți și o variabilitate de sus până jos. Deci elicea într-un loc mai de sus se învârte mai încet. Dincolo mai în jos se învârte mai tare. E o viteză mai tare a elicei. Deci e și o variabilitate acolo așa la viteza aia de împingere la elice. Se face o formă mai interesantă la elice să reziste mai bine și mai jos acolo unde e viteza mai mare, știi, ca sus. Da, deci să înțelegeți și variabilitatea aia la elice. No, așa și elicea la elicopter. Tot cum v-am zis pe variabilele astea, da, pe tiparul de elicopter. Elicea la morile de vânt care fac curent. Elicea la toate cele, la avion, aia ce are viteza mare și așa. Deci lucrurile sunt așa cum vi l-am spus. Deci trebuie toate să le amestecați acolo, că sunt amestecate.
Dar le luați așa, pe logici frumos. Când vă uitați la un obiect de să-l realizați, vă uitați la toate. Hai să vedem ce logici intră acolo așa pentru a-ți face efectul ăla, ca să te deplasezi. Sau ce vrei să faci acolo. Da? Și tot așa mergeți înainte cu lucruri din astea. După care, după ce ați făcut lucrul ăsta, faceți și conversia energiei, da? Cu folosind sistemul internațional de măsurători pentru transformările dintr-o energie în alta. La conservare energie, da? Deci transformi o energie, uite că gata să am dă pocnitor, da? Transformi o energie mecanică care îți vine de la motor, știi? Energie mecanică o transformi în altă energie mecanică. Da? Doar că e pentru hidraulic acolo, să împingă hidraulic lucrurile. Da? Deci te duci de la motorină, cum e la motorul de vapor, da? E prin motorul de ardere internă, toate problemele lui de acolo, prin vibrochen și îți bagă o putere în elice, acolo. Și îți învârte elicea la niște puteri ca să poată să împingă vaporul într-un lateral, cumva. Deci așa să mergeți, da? Și acolo e conversie energetică. Da? Deci să înțelegeți greutatea aia de învârtire cu împingere. Și toate alea, e o conversie energetică. Pe hidraulică, pe mecanică, acolo. Da, deci trebuie să înțelegeți ce și cât. După care trebuie să înțelegeți, cum zic, la motor, cum v-am tot explicat. Conversia energetică din cioie, din motorină, și ți-o face în mecanică. Acolo, da? Din motor. No, și tot așa și la toate alea, pe acolo. Deci și conversiile la energetică, da? Gravitațional, în mecanic, cum e la hidrocentrale, termic, cum e la motorul, știi, de energia termică în mecanică, da, pentru a se învârti elicea la hidraulică acolo, da, în energie hidraulică. Nu, și după aia mai sunt și alte energie, energia chimică, știți că iese căldură sau dă căldură, sau intră căldură, energie electrică mai iese de pe acolo, știți toate alea. Conversie energie, da? Și folosești sistemul internațional de măsurători. Și la conversia asta energetică, da? Plus derivatele, cum v-am explicat. Deci, doamne, metru, kilogram, secundă, toate alea. Faci conversia asta energetică aici. Da? Dintr-o conversie în alta, să vezi cât, ce și cât ai pe acolo. După care vei trece la un volum energetic. Volumul ăsta energetic e energia aia internă. Dom'le, apa cât e ea ca să lovească în pala la o turbină și să-mi dea un curent, o chestie utilă, știi? E un volum energetic acolo, în energia gravitațională ce găsești. Un volum ideal în sinea lui. E, după care vine un randament energetic acolo. Știți? Adică sunt unghiurile alea, e greutatea la palele alea, la turbinele alea, toate alea pe acolo și la elicea, la vapor. Și sunt niște randamente. E, uite, greutatea lui intră într-un randament mecanic, da? Deci și randament energetic acolo și mecanic la greutate. La randamentul energetic e, cum zic, transformarea dintr-o energie în alta mai pe clar, așa. E, după care faci un bilanț energetic la toată povestea aia. Și în mare cam pe acolo e cu funcționarea. După aia aveți grijă că și la producție e șmecherea ei de producere, da? Topirea la metal, da? Adusul din exploatare, da, e lanț economic acolo. Adusul din exploatare, topirea, băgatul într-o formă și ieșitul frumos la elicea la vapor. Aia trebuie să o mai frezezi, o țără, să o mai faci frumoasă acolo și să-ți intre ca lumea. Deci acolo e o chestie energetică mare, deci e un lanț economic plus o linie de producție acolo și să-ți facă elicea. Deci elicea o bagi acolo și la treaba ei, da? Cel mai bine, de exemplu, între elice și motor și vibrochenul ăla la motor, arborele cotit, e bine să fie cât mai drept arborele la ce duce de la arborele cotit la elice, da? Să fie și cât mai scurt, știi?
și cât mai ușor, știi? Că, domne, drept, scurt și ușor, știi, să fie mai puțin material și cât mai rezistent și tot așa. Deci și acolo și atunci, pe arborele cotit, intră și acolo niște chestii. E, uite, toate piesăraile, milioane, miliarde cât sunt în, pe pământul ăsta și toate exemplele ce vi le-am dat, mergeți cu toate pe direcția asta. Da? Așa se merge, pe tiparul ăsta de lucruri. După care faceți pe fiecare operațiune și pe linia de producție, pe toată linia de producție luați randamentele, volumele energetice, conversiile, bilanțele energetice. Dar după aia pe tot lanțul economic, și pe fabrici, după aia, pe toată economia, așa cum v-am explicat. Deci asta aici mai am încă de completat pe aici, în modul ăsta. Mergeți cu înțelesul fizicii tehnologice și tehnologiei cât vreți voi.